Totuși, la 30 de ani nu e rău. Urmăriți. La începutul verii s-a desfășurat prima sesiune de BAC. Rezultatele, n-o spunem noi, au fost foarte slabe. Din anunțurile postate pe site-ul Ministerului Educației, notele sunt destul de slabe. Sunt 10 de licee unde notele sunt foarte mici. Credem că lipsește o literă, dar gura reporterului adevăr grăiește. Notele sunt destul de slabe. Nici în toamnă rezultatele n-au fost mai breze. BAC-ul a fost luat de puțin. Foarte puțin. După cum se vede, jale, iar atât așa, 0-0 peste tot. În comparație cu alți ani, extraordinar de mici notele. 7 din 522 de candidați. Ce sunt mai respinși aici, nu? Stai să văd. La ce ai picat? La istorie. Cât ai avut? 4-20. Te așteptai la... Sincer, nu. La ce s-a picat? La matematică cel mai mult. Acolo e boba. Arătați că graficul funcției F nu admite asiptome spre plus infinit. Dar nu trebuie așa desenat și astea? Păi tu asiptome. Eu nici nu știu să pronunț, apoi să fac, ce ai? Am luat 6.05, nu-mi trebuie mai mult. Am văzut fericit, spune ce ai făcut. Am luat. Cu cât? 6.20. Ce să ne mai mirăm de elevi când ministrul funeriu în Parlament anunță că substantivul coleg e neutru. Un coleg, două colegi. În limba română, conform dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul coleg este neutru. Nu este de fel feminin. Vă mulțumesc. Vigilenți, cum îi știm, oamenii de la antene l-au prins pe ministrul funeriu, dar Iosif Buble a uitat că doar verbele se conjugă. Substantivele au alte metehne. Nu mai am ce să comentez după domnul ministru. Probabil că o să conjugăm împreună cu acest cuvânt sau o să... Îl declinăm. Declinăm. În, da. Substantiv. Conjugarea e la fel. O mare nenorocire s-a abătut asupra României în acest an. Știu. Nunta borcească. Nu, adică da, și aia, dar e nenorocirea fetei. Și, mă rog, financiar și a lui. Ei bine, ce necalificare la fotbal, ce impozit nedrept pe drepturile de autor, ce nou nasa la de linie. Ce a fost mai groaznic și mai groaznic? Știu. BAC-ul în 2011. Corect! Duritatea extremă a examenelor a făcut 90.000 de victime. Copii care pleacă în viață fără succesuri. Doar cu un eșec, ca Eva. Cum să le...